Rugăciuni de mijlocire. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Matei 18 cu 19. Îmi amintesc de timpul când în Battle Creek erau cei care simțeau povara pentru acei neconvertiți care erau în întuneric și nu vedeau nicio lumină. Atunci erau organizate adunări de rugăciune ca ei să poată face din puterea lui Dumnezeu puterea lor. În fiecare caz, inteligențele cerești se uneau cu aceste eforturi și suflete erau salvate. Dacă există un număr mare de membri în biserică, aceștia să formeze grupii mici pentru a lucra, nu doar pentru membri, ci și pentru necredincioși. Dacă într-un loc există numai doi sau trei care cunosc adevărul, să se formeze într-o echipă de lucrători, să mențină legătura între ei neîntreruptă, lucrând împreună în dragoste și unire, încurajându-se unul pe altul pentru a avansa, fiecare câștigând curaj și tărie din ajutorul primit. Ei trebuie să dea dovadă de stăpânire de sine și răbdare continuă, fără să spună cuvinte pripite, folosind talentul vorbirii pentru a se zidi unul pe altul în cea mai sfântă credință. Să lucreze cu dragoste creștină pentru cei din afara turmei. Pe măsură ce lucrează și se roagă în numele lui Hristos, numărul lor va crește. Avem lucrare misionară de făcut aproape de noi. Auzim întrebarea: când există atât de mult păcat și așa nevoie de lucrare în țara noastră, de ce să manifestăm asemenea zel pentru țările străine? Eu răspund: câmpul nostru este lumea. Mântuitorul și-a instruit ucenicii să-și înceapă lucrarea în Ierusalim, apoi să treacă prin Iudeea și Samaria, spre cele mai îndepărtate părți ale pământului. Doar o mică proporție a oamenilor au acceptat solia, dar solii au dus-o repede din loc în loc, trecând dintr-o țară în alta, înălțând standardul Evangheliei în toate părțile pământului, atât de aproape cât și de departe. Dar a existat o lucrare de pregătire. Făgăduința Mântuitorului a fost: ci voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Cei care nu își urmează propria voință și propriile dorințe, ci caută sfatul Domnului, nu vor fi școlari nepricepuți, căci Domnul îi va învăța.